Radu Banciu la Sport Total FM. Bine v-am găsit, dragi prieteni, mai multe informații importante astăzi, în debutul acestei emisiuni. Frații Becali au recunoscut la DNA că i-au dat mită judecătoarei Gianina Terceanu în 2012, vorba de 220.000 de euro mită aproximativ. Ei au fost ulterior achitați de către tribunal. Se pare că 100.000 de euro i-au fost oferiți judecătoarei chiar pe stadionul Ghencea, la un meci. Nu se știe dacă și Cristi Borcea a contribuit sau nu la această sumă. Pur și simplu i-au dat banii pe stadion, 100.000 de euro. Asta a fost o tranșă. Deocamdată proveniența celorlalți bani nu este cunoscută, n-are importanță. Cert este că în 2012, în aprilie, ei au fost achitați de către tribunal. Pe data de 3 aprilie Gianina Terceanu a decis achitarea celor 8 inculpați din dosar, deci banii au fost suficienți, e clar că au ajuns la timp, pe care procesul s-a reluat, știți foarte bine, și au fost condamnați absolut toți inculpații în acest dosar. Între timp, 3 dintre ei, George Copus, Jean Păduranu și Gică Popescu, au fost eliberați. Giovanni Becali se pregătea și el să iasă. E clar că nu se va mai întâmpla acest lucru în momentul de față. Nu se știe dacă îi va fi adăugată o altă condamnare, un supliment de condamnare sau nu. Dar în orice caz există această posibilitate, 6 luni, de chiar de un an. Cert este că el nu va mai ieși într-o primă fază, nici n-are cum, din închisoare, mai ales că frații Becali, împreună cu judecătoarea Gianina Terceanu, au fost reținuți pentru 30 de zile de magistrații Curții de Apel București, în urmă cu câteva zile, adică pe 20 noiembrie, la solicitarea procurorilor DNA. Iar acest termen de 30 de zile trebuie să fie respectat. Sigur, se pot face apeluri, dar deocamdată acestea n-au fost judecate. În ciuda faptului că a depășit 60 de ani, Giovanni rămâne așadar după gratii. El a efectuat undeva la 770 de zile de pușcărie, mai puțin sigur decât ar fi trebuit să facă pentru a fi eliberat condiționat la pedeapsa pe care o avea. Dar aici s-au adăugat și cele 2 sau 3 lucrări științifice pe care el le-a elaborat în timpul detenției. Vă dați seama ce blat ordinar. Vă dați seama că miroase clar a șpagă din nou și la Medgidia, pentru că n-avea cum să primească Giovanni numai calificative excepționale în pârnaie. Comportament colosal. A recunoscut, s-a dat pe brazdă. A făcut tot ce trebuia ca să se reeduce, când el de fapt n-a făcut nimic din toate astea, în mod cert, pentru că lupul nu schimbă năravul la o asemenea vârstă. Ba mai mult decât atât, și el, și fratesul, și Cristi Borcea, e clar că sunt implicați în alte fără de legi mult mai grave decât cele care le-au fost implicate, le-au fost imputate inițial. Pentru că aici e vorba de șpagă în timpul detenției la adresa unor magistrați. Pentru că ei sunt cei care judecă. Deci asta că i-au dat șpagă judecătoarei 220.000 de euro și după aia au mai șpăguit un tribunal în timp ce erau în pușcărie, asta după părerea mea nu mai are limită. Deci noi vorbim de 6 luni, vorbim de un an. Păi astea sunt chestiuni de 20 de ani de pușcărie, ca să te învezi minte. Cum adică să sancționezi un borfaș cu 6 luni în plus, dar adică mai joacă barbut 6 luni în pușcărie, că ei stăteau în condiții de lux acolo, tocmai pentru că dădeau șpagă. Da, cum să-l sancționezi cu 6 luni în plus când el ți-a mituit judecătorul? Păi ce pildă e asta? Dă-i, domnule, 20 de ani! Că de aici înainte să se învețe minte, pe așa orice infractor va da șpagă
dacă știe că mai ia 6 luni? Chiar că merită, poate nu îl va fi prins. Și dacă îl prins, ce? 6 luni în plus e sfârșitul lumii? Și nu se poate. Cum să-i admiți lui Giovanni? Vă dați seama ce justiție e și asta? Cum să-i admiți, bă, lui Giovanni Becali lucrări științifice în pușcărie? Când el în viața lui n-a ținut o carte în mână, nu știe din ce parte se răsfoiește. O ține invers Giovanni, mă. Da? Cum să apuce Giovanni să scrie lucrări științifice în pușcărie? Și atenție, prin asta nu îl insultăm, că nu ești obligat să citești în viață. Cu atât mai puțin nu ești obligat să scrii. Evident, nu-i vorba de asta, dar vreau să spun că e o realitate. Treaba lui nu e, nu te face cartea mai deștept sau mai prost. Împotriva ceea ce se crede, nu de acolo. Adevărurile nu se află din cărți. Ei dețineau mai multe adevăruri decât un tocilar de ăsta care a stat toată viața în bibliotecă și n-a înțeles nimic. Nu despre asta e vorba. Orizonturile se pot lărgi, sigur. Te ajută lucrurile astea, dar nu te fac mai deștept automat. N-aveau ei nevoie de lucrurile astea ca să iasă de la pușcărie. În fi foarte clar, nu poți să te duci în pușcărie să devii scriitor când tu în viața ta, în viața vieților tale, n-ai văzut o carte. Deci este incredibil ce metode se aplică, ce justiție e asta. Ah, că s-a dus și a bătut niște cuie, că a reparat niște scaune, asta aș putea să cred. S-a dus, a făcut acolo în stânga, în dreapta, a lipit, a pus siguranța. Dar nu veni să-mi spui că Giovanni a scris în pușcărie. Sigur, și pentru el este dezonorant. Pentru un om de nivelul Giovanni, a fi raportat la o carte este dezonorant. Da? Ei detestau societatea asta, ei erau anti societatea asta care se ocupa cu cititul, cu conspectatul, cu mersul la școală. Giovanni a fost toată viața lui de partea cealaltă a baricadei. Mă mir că au ajuns să se umilească oamenii ăștia, da, în fața unor cărți în pușcărie, când ei stăteau un maieu acolo și jucau barbut, jucau table, jucau tot felul de zaruri, de cărți. Asta era viața lor. 6 luni în plus, ce importanță, răduceau ca belferii. Și acum vedem cum Cristi Borcea le lăsa borțoase pe toate alea, pe la infirmerie, pe unde apuca. Ne dăm seama de ce. Ei erau cu bănuțul și acolo. Sigur că nu direct, nu manevreau ei bani în pușcărie, dar aveau prieteni, aveau rude, aveau apropiați care, sigur, vărsau acolo unde trebuia. Îi dădeai un număr de cont, el dădea la vorbitor bilețelul ăla să livrau banii. Sau prin telefon, bănuiesc că au telefoane în pușcărie. Giovanni, nu știu dacă intră pe rețelele de socializare, dar Victor Becali e pe Viber. Da, ce în pușcărie cu telefonul la el? Sau era la un moment dat? Știu că putea fi consultat. Da, deci fim serioși, dar astea sunt niște lucruri care acum săracii stau să vadă. Au recunoscut astăzi, pentru că totuși au această calitate. Am mai spus-o în cazul lor și nu m-am înșelat niciodată. Sunt peste alți borfași la acest capitol. Ei sunt peste politicienii care într-adevăr n-aveau scrupule pentru că veneau din niște familii mizerabile. Giovanni și cu Victor vin dintr-o familie simplă, nu mizerabilă. Ei sunt niște oameni care au puterea să recunoască niște lucruri, spre deosebire de alții. Adică sunt niște scroci notorii, evident, dar care în momentul în care sunt puși în fața unor fapte, ei nu sunt de genul. De altfel au recunoscut și când au fost condamnați. Sigur că au încercat să scape, evident că de astea sunt niște borfași. Sigur că au dat șpagă, dar în momentul în care au fost trimiși la pușcărie, ei au fost de acord cu asta. De altfel, încercările lor de ieșire de acolo au fost minime în comparație cu alte meme, alte Gică Popescu, nu mai vorbesc de bătrânii ăștia incalificabili, Pădureanu și care mai erau. Dar nu, Giovanni și cu Victor s-au fost resemnați. De-aia m-a surprins când s-a spus, uite bă, Giovanni a început să scrie. A scris. Victor Becali n-am auzit să fi scris nimic. Adică chiar măcar atâta demnitate să ai totuși în momentele alea și să lași dracului cartea definitiv deoparte. Așa că ajunge prin mână acolo și mai citești tu un alunelu în pușcărie, da? O săniuță pe gheață, o, da? O povestioară de-asta lejeră,
Sigur, cade din patul altui condamnat, o cărticică peste tine și mai răsfoiești și tu un pică. Și așa n-ai cu ce să strești timp. Asta aș înțelege, dar te-a pus să scrii. Ce rușine. Gigi, bă, a scris. Gigi, el care pretindea că e omul lui Hristos. Dar și că el e trimisul lui Hristos pe pământ. El a mințit, scrii niște cărți, de fapt nu scrii niciun cuvânt. Bineînțeles, ăștia au fost tot niște momiți cu niște bănuți, bă, redactează-mi și mie două cărți. Scrie, bă, două cărți lui Giovanni. Scrie, bă, cinci cărți lui Gigi. Scrie lui Gică Popescu patru cărți. Astea sunt tot pe șpagă. Da? Găsești pe unul care la rândul lui intră în discuție cu altul și ăla scrie o carte contra unei sume. Păi pe ce temă să fie? Stai, bă, tema. Lasă, îți dăm tema. Să dăm noi tema. Le chemăm noi. Ce temă? Ce e aia temă? Eu vreau carte, nu temă. Păi nu, dar adică pe ce... În raport cu ce să fie, despre ce să fie cartea. Carte cum despre ce să fie? Vreau să scriu o carte. Despre ce? Tu mă întrebi pe mine despre ce? Păi eu îți dau balul, bă! Eu sunt Hristos! Eu îți dau balul cum despre ce să fie? Păi cărțile sunt despre ce? Despre cărți sunt, nu? Scrie, bă, și mie o carte! Două cărți, ce carte? Cum? Eu, adică tu ce, tu îți bagi joc de mine? Tu crezi că n-am văzut cărți? Bă, pe față e cu gagica aia și pe spate e cu... Ce e pe spate? Sau e cu popa ăla? Da? Eu am văzut cărți. Scrie și tu o carte despre popa ăla, despre gagica aia. Țâțele goale acolo, aia, care e pe roșu, dama aia. Da? N-am. Tu ce? Tu crezi că eu n-am văzut cărți în viața mea sau ce? Despre ce să scriu? Păi scrie despre trei ăla, despre doi ăla. Scrie. E așa vroiau ei. Să se scrie niște cărți în contul lor. Uite aici sunt pedepsele, ca să ni le reamintim. Pe 4 martie 2014 au intrat la răcoare ăștia. Cristi Borcea și Ioan Becali au luat 6 ani și 4 luni. În continuare sunt la pușcărie, dar au dus-o bine. Chiar dacă inițial au avut regim închis, după aia când au dat șpagă, lucrurile n-au mai stat chiar așa și au ieșit des în învoire, un fel de armată pentru ei. Această pușcărie care într-adevăr împiedică să părăsească țara. Aici ai singurul capitol unde au avut ușor de suferit. Ar fi făcut multe deplasări în perioada asta de, spuneam, 700 de zile pe care au petrecut-o. De fapt nu sunt 700, că aici adunasem eu la astea zilele alea de bună purtare și cărțile. Nu sunt atâtea, dacă stăm și ne uităm din 4 martie 2014 și până în cât suntem astăzi, 24 noiembrie 2015, nici măcar jumătate n-a trecut din 700. Câte? 360 de zile, 365 de zile s-au împlinit în martie, când au intrat în martie 2014, da? Bun, deci un an și jumătate rotund, hai un pic mai mult. Da, sigur că nu ajung la 700 ceva. Astea erau cu tot cu sporurile pe care le-au luat. Bună purtare, tâmplărie, scris cărți și așa mai departe, care câștigi la nu știu câte zile, câte una. Deci, puțină pușcărie. Puțină pușcărie. În martie, anul viitor, ar face 2 ani de pârnaie. 2 ani de până atunci s-ar face undeva spre 700 de zile de stat, efectiv, la 2 ani. Da? Hai chiar să facem exact o socoteală ca să vedem, deci 365 ori 2 înseamnă 730. 730. Ia în bisect la anul. 731 de zile. Uitim. Asta abia în martie anul viitor. Acum s-ar putea să nu iasă Giovanni nici până atunci. Cristi Borcea, spuneam, nu era încă pe lista eliberabililor, erau alții. Meme Stoica, să vorbea, că ar putea să iasă anul ăsta. Meme Stoica a luat 3 ani și 6 luni. Nețuiu, n-am mai auzit nimic de el, dar știu că din când în când primea câte o permise, se ducea că are nevastă tânără, se ducea acasă. Gigi Nețuiu și Jean Pădureanu au luat 3 ani și 4 luni. Jean Pădureanu a ieșit. Mort, cop, da, a ieșit. Până la urmă n-a crăpat în pușcărie nici ăsta. Gică Popescu 3 ani, o lună și 10 zile a fost eliberat și el. Coposică
A luat 3 ani și 8 luni. A ieșit și el, dar și ăsta numai după ce a scris un noi an de cărți. Ce rușine! Acum știți că se studiază dacă nu plagiase. Dar nimeni n-a citit cărțile, nu le-a putut cumpăra. Evident că era plagiat. Păi atunci de ce le mai scrii? El le-a scris și a cumpărat tot tirajul. Asta a făcut. S-a și spus asta. Dar ci că avea voie să facă asta. Teoretic, orice scriitor din lume, după ce își scrie opera, poate să-și o mănânce. Vă dați seama totuși în ce țară de barbari trăim? Cum să scribă în pușcărie 3 sau 4 cărți să le cumperi tot tirajul? Bă, tu ești nebun? Păi nu dai șansa omenirii să te citească măcar o zi? Să vadă ce ai trudit acolo? Nu-i clar că-i cu sută cu ața albă treaba asta? Cum să ieși, bă, copos în condiția asta, că-ți mai dădeam 10 ani? Da? Cum să ieși în condițiile astea, nenorocitule? Cum să ieși? Bun. Din păcate, suntem cam singuri în domeniul ăsta în care să ne enervăm pe niște borfași. Ceilalți sunt atât de proști și atât de pașnici, ca ierbivorele alea care stau și pasc așa. Atâta timp cât au iarbă sub nas, ce importanță are cum merge lumea. Haideți că ne întoarcem după o pauză. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Un alt subiect pe ordinea de zi astăzi, etapa 18 în Liga 1. Ieri în 2 meciuri s-au marcat numai puțin de 9 goluri, 3-2 Pandurii Petrolul și 2-2 Botoșani Voluntari. Meciuri care până la urmă, deși s-au terminat cu rezultatele scontate, au stârnit un pic de interes prin evoluția scorului. FC Botoșani a deschis scorul prin Hadnagy după 10 minute, dar așa cum s-a mai întâmplat în această etapă și în alte meciuri, a fost apoi condusă cu 2-1 de echipa lui Gigi Mulțescu, până când Ivanović a egalat cu 7 minute înainte de final. Rezultat de egalitate prost pentru ambele echipe. FC Botoșani rămâne pe 11, abia cu 14 puncte. Asta înseamnă 7 puncte prin împărțire. Iar FC Voluntari are 11 puncte, asta înseamnă 6 puncte prin împărțire și ocupă penultima poziție. În celălalt meci, Pandurii cu Eduard Iordănescu suspendat, aflat în tribune, a învins Petrolul cu 3-2, după 3-0 în minutul 60, săpunarul din penalti Filipeto și Hora au marcat pentru Pandurii, pe care Petrolul a reușit 2 goluri prin Marinescu, minutul 75 și Lemnaru, minutul 93, însă prea târziu. Petrolul rămâne cu 5 puncte, asta înseamnă 3 puncte după împărțire, iar Pandurii, Pandurii, este pe poziția a treia, cu 33 de puncte, la egalitate cu Viitorul Ovidiu, tot 33 de puncte și la 4 puncte în spatele Astrei. Pandurii, care are meci acasă abordabil vineri deja, în primul joc al rundei a 19-a cu Concordia Chiajna, ocazie pentru Pandurii de a trece singură pe poziția a doua în clasament, cel puțin provizoriu, oricum Viitorul are un meci destul de complicat sâmbătă cu Craiova pe teren propriu, s-ar putea să nu se impună și atunci Pandurii să fie singură pe poziția a doua. Este lăudat de către presă Eduard Iordănescu, care și-ar fi condus echipa într-un mod excepțional de la lojă. Mihai Stoichiț a dat vina pe erorile incalificabile ale jucătorilor săi. Asta nu-l recomandă nemaipomenit pe Stoichiță în momentul de față, că orice antrenor care se duce la o echipă slabă, o echipă neputincioasă, trece prin așa ceva. Sigur că poți să spui lucrurile astea, dar ele sună gol. Sunt unii antrenori care la un moment dat nu mai rezistă și când văd că lucrurile merg foarte prost, atunci dau vina pe jucători. Ceea ce încă o dată spun este corect, este valabil, dar nu e o scuză. Pentru că noi știm că jucătorii sunt slabi.
Nu? Și atunci rolul tău care este acolo? Mai bine nu te duci, dacă știi ca și noi cât de slabi sunt jucătorii. Dacă te duci, nu mai ai voie să vii cu scuzele astea, pentru că asta e munca ta până la urmă. Că au luat gol penibil la nu știu ce corner, am văzut. Da, bun, așa se iau golurile în Liga 1, da? Sunt echipe la fel de slabe și în alte părți. Da? Nu este o problemă asta. Sunt în toate campionatele. Stuttgart, care ia bătaia acasă cu Augsburg 4-0, credeți că-i peste? Noi acum credeți că iau golurile? De altfel și-au și dat afară antrenorul astăzi, cei de la Stuttgart. Există un comunicat. Sunt pe locul 16 în Bundesliga și că tot veni vorba de ei. L-au dat afară pe Zornicher de la echipă. Președintele clubului, Bernd Waller, a declarat că s-a ajuns la un acord de despărțire imediată cu Alexander Zornicher, care venise vara trecută după ce fusese dat afară de echipa de divizia 2 din Leipzig în luna februarie. Și a stat din februarie până la începutul toamnei fără angajament, după care a venit antrenor la Stuttgart și a fost dat afară destul de repede. Câte etape au trecut în Germania? Nu sunt foarte multe. Jürgen Kramny este cel care va asigura interimatul deocamdată, antrenorul rezervei, echipei rezerve a lui Stuttgart. Jürgen Kramny este noul tehnician al celor de la Stuttgart. Rafa Benitez a fost confirmat antrenor la Real Madrid, deci înseamnă că va fi dat afară cât de curând. Da, nu se putea prea repede, pentru că Realul joacă mâine cu Shakhtar în Champions League și are de apărat locul întâi în grupă, că dacă ia bătaie sau chiar face un egal cu Shakhtarul, s-ar putea ca lucrurile să nu mai stea așa de bine pentru ei. Deci au această obligație de a câștiga acolo, după aia au meci în campionat weekendul viitor. Nu prea e un motiv să-l dai afară acum. Joacă la Donetsk, mă reamintesc, mâine Real Madrid. Au 3 puncte avans față de PSG, nu spuneam greșit mai devreme. Un rezultat de egalitate e ok pentru ei, că ar face 11 puncte și Paris Saint-Germain n-ar putea să facă decât 10 dacă bate mâine la Malmö. Deci n-ar fi o dramă pentru Real Madrid. Ar mai rămâne cu un punct avans și ar mai fi un meci de jucat. Meci pe care ei l-au în ultima rundă acasă cu Malmö. Deci pot să facă un rezultat de egalitate și câștigă grupa. Ei sunt calificați oricum. Deci calificarea este asigurată pentru Real Madrid. Dacă ia bătaie însă la Donetsk Realul, aflat în vrie în momentul de față, Neamir ce are nevoie de puncte ca să-și asigure locul 3, atunci ei vor fi egalați de Paris Saint-Germain la puncte, nu vor fi însă depășiți, pentru că la rezultatele directe Realul e peste. Deci nici în cazul ăsta nu pot fi depășiți și au câștigat practic grupa 10-10 și ar mai avea încă un meci de jucat unde ar trebui să obțină măcar același rezultat ca și PSG. Deci ei nu mai pot să piardă locul întâi în grupă, cei de la Real. Meciul de la Shakhtar însă, în condițiile actuale, cred că este mai important decât de obicei. Cu înfrângere și acolo ar fi a treia consecutivă, după ce ei au pierdut în campionat de 2 ori la rând cu Sevilla și cu Barça. E a treia înfrângere consecutivă, ar începe să devină Real un fel de Chelsea. Bun, dar ne întoarcem în Liga 1, deci s-a terminat etapa 18-a. Mai avem 8 etape și se termină campionatul în faza lui firească, normală, după care vom avea parte de play-off și de play-out. În mare lucrurile sunt știute, adică aceleași 6 echipe s-au cam vânturat în prima parte a clasamentului de la început. N-au fost foarte mari modificări. Sigur, parcursul dificil al Stelei în continuare, meciuri complicate pe muchie de cuțit, pot arunca Steaua la un moment dat în afara acestui top 6. Craiova este la 4 puncte, teoretic se poate, dar surprizele vor fi puține, pentru că în afară de Craiova, Iași și CFR Cluj în condițiile în care și-a recuperat punctele, dar hai să zicem și altfel, celelalte nu mai pot să spere. Timișoara, de exemplu, este la 10 puncte de Craiova,
și la 11 de ASEA. Deci nu mai are nicio șansă. Așa că doar 3 echipe mai pot să schimbe altele 3 din play-off, ceea ce nu este foarte echilibrat. Bun, un alt subiect ar fi plecarea lui Rădoi de la Steaua. Se anticipează că acest lucru se va întâmpla după ce Steaua va suferi o nouă înfrângere în campionat, duminică seara cu Astra. Meciul se joacă pe terenul Stelei, da, unde o să vedem, probabil la Pitești. Steaua Astra, o formalitate, după părerea mea, pentru echipa lui Șumudică, net superioară Stelei, asta este evident. Sigur, Astra a fost avantajată și de arbitraje favorabile, neașteptat de favorabile în acest campionat, în foarte multe rânduri. Nu se pot plânge din punctul ăsta de vedere jucătorii Astrei. Poate că a venit momentul să fie un pic ciupiți cu Steaua, cine știe, dar poate că nici asta nu va fi destul. Nu înseamnă că dacă Steaua e ajutată de arbitri, bate pe Astra. Se spune, în orice caz, la Gazetă, că dacă Rădoi ia bătaie și cu Astra, ceea ce ar însemna că Steaua ajunge undeva posibil chiar pe locul 6, asta dacă ia bătaie, Dinamo ar trebui să facă un singur punct ca să fie peste cu FC Voluntari. Câștigă Rednic cu Voluntarii, deși, nu știu, îi mulțesc cu acolo, meciul nu va fi simplu, dar în fine și un egal ar face pe Dinamo să treacă singură peste Steaua, că oricum este peste ea la rezultate directe. Iar ASEA Târgu Mureș, de asemenea, dacă câștigă la Timișoara, nu e evident, sigur, ar trece și ea peste Steaua. Deci, situația se complică pentru Rădoi, ar ajunge pe 6, cel mai probabil după următoarea etapă, și se spune că s-ar întoarce în golf, acolo unde cămilele nu știu carte și unde nu-ți cer diplomă de bacalaureat, și unde l-ar aștepta colac peste pupăză unul Cosmin Olăroiu. Incredibil! Cad ca spicele antrenorii lumii în zona golfului și Olăroiu rămâne. E, asta mi se pare dureros de crunt. Deci Cosmin Olăroiu, zi și Cămiloiu, pe bună dreptate, iată că nu se mai satură de golful ăla, ar lor plăti chiar la zi aia de nu mai pleacă din golful ăla sub niciun pretext. Mai lasă-ne, bă, Oli, du-te, bă, și tu. Am mai spus-o asta și în cazul altora. Du-te, bă, și antrenează și tu o echipă, că-i plin Occidentul de rebuturi. Ia și tu o echipă de Doamne ajută undeva, de asta de locul 13-14, și să vedem ce-ți poate pielea acolo, tatică. Du-te într-un context de ăsta complicat, dificil, lasă-mă cu șmecheriile. Nu ești antrenor, tu cu asta te lauzi, când vii în România nu-ți mai intră nimeni în aria de desfășurare, da? Nu-ți ajunge nimeni la nas, nici cu prăjina, așa te dai de mare. N-ai făcut nimic în viață, în afară de faptul că ești un simplu cocalar, că de fapt asta ești, da? Deținător de birt, de cârciumă, așa fac toți cocalarii. Când dau peste niște bănuți, își fac o cârciumă unde te fură la apă minerală și la piure de cartofi. Da, în rest acolo nimic, taică. Vino și tu, ia naționala, ia o echipă de club, câștigă niște campionate, umbră, dar nu sta la ăia acolo să te dau unii afară, te iau alții, că l-am văzut și la naționala saudită atunci când s-a dus o lună, n-a făcut nimic, după aia la Al Ahly, ăia în Dubai sau pe unde era, n-a făcut nimic. Dar ce marele antrenor Olăroiu! Dar în fine, l-așteaptă pe Rădoi, asta e o știre importantă. Rădoi e ca și plecat în aceste condiții. Iată încă o ocazie pentru Șumudică să pună piedică Stelei, să-i dea afară și antrenorul. Rădoi nu stă la Steaua pentru bani, asta nici n-am contestat vreodată, nici nu ia măcar salariu, are o sumă aferentă salariului minim pe economie. El stă antrenor fiindcă își dorește să demonstreze că e antrenor. Eu cred că are calitate. Pe mine m-a convins că va fi un mare tehnician, a spus Dumitru Dumitriu, într-adevăr un om care ar spune orice pentru 1000 de euro pe lună despre oricine. Lasă-ne, neațiții, că am înțeles. Dacă ești cu telefonul deschis, eu pe Rădoi nu-l dau afară indiferent de situație. În plus, mie mi-a plăcut cum a jucat Steaua cu Dinamo. De fapt, doar Steaua a jucat fotbal, Dinamo nu. Eu dacă aș fi câștigat jucând cum a făcut-o Dinamo cu noi, aș fost nemulțumit. Are dreptate și Gigi, lăsați-l. El e omul lui Hristos, ce acum discutăm cu Hristos despre fotbal. Lăsați-l, bă, să spună ce vrea. E dreptul lui.
Mirel va renunța dacă Șumudică îl învinge în meci direct. Ce bine sună asta. Ceea ce ar duce la un ecart de 10 puncte față de trupa giurgiuveană. Corect. E, o să-i plângeți de milă după aia încă vreo câteva numere de GSP până vine un altul. E cel mai slab sezon din ultimele 6. Precedentul campionat în care Steaua avea o linie de clasament mai proastă ca acum e din sezonul 2010-2011. Atunci însă după 18 etape echipa adunase numai puțin de 4 antrenori principali. Pițurcă, Ilie Dumitrescu, Edi Iordănescu și Lăcătuș. Ce vremuri, într-adevăr. Fiara avea să fie și el dat afară după runda numărul 20. Extraordinar. La finalul acelui campionat Steaua a terminat pe 5. 13 puncte mai puțin decât campioana Oțelul. Oh, Strejnea, Dorinele. Azi că după aia a venit și Dorinel la Steaua. Țineți minte că a intrat în vrii aia. Avea un program de vreo 9 meciuri la rând. Unul mai tare decât celălalt și a sucombat. Luăm o pauză și revenim. Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Ne-am întors în direct la 11 metri. Altă informație importantă a zilei: Platini ar putea să fie radiat pe viață din toată activitatea sportivă. În orice caz, Comisia de Etică a FIFA asta cere. Iar avocatul lui Michel Platini, Thibaut d'Ales, confirmă această posibilitate. Este oricum suspendat de către instanța internațională până pe 5 ianuarie, alături de Blatter Sepp, până pe 5 ianuarie. Și dincolo de asta, sigur că se face apel. Da, se face apel, dar n-are nicio importanță. A și făcut apel în sensul ăsta, se poate face apel probabil și la această decizie de a fi radiat Michel Platini pe viață. Sigur, îi se impută niște lucruri, dar nu atât de grave, îmi place să cred, cum a fost în cazul altora. Când s-au întâmplat tot așa o sumedenie de nenorociri, nu mai vorbesc de cazul Sepp Blatter, care este de notorietate, dar și cu alții, cu Johansson, cu Havelange, cu Ayatou, nimeni niciodată n-a trecut printr-o asemenea măsură. Este pură speculație, este un scandal, este o catastrofă, spune avocatul lui Platini. Evident că și dacă e vinovat, și dacă nu, acum oamenii lui vor specula pe ideea că cineva vrea să-l curețe. Întotdeauna șarlatanii și în general oamenii certați cu legea și vinovații societății nu mai au altă soluție decât să speculeze pe ideea că cineva le vrea rău, cu tot din adinsul. Și acum sigur că le-a intrat cartea avocaților și indiferent de decizia finală se va spune mult și bine acest lucru. Domnule, clar că i-au vrut capul, a fost un complot internațional împotriva lui, Platini urma să ajungă președintele FIFA, ceea ce e adevărat, practic fără concurență, și cineva n-a vrut să se întâmple lucrul ăsta. Unii vor considera că așa este, da mă, au dreptate, au vrut să-l sape pe Platini. Alții vor spune, nu domnule, era un borfaș, că de asta a fost condamnat, da? Dar indiferent de rezultat, și sigur nu suntem într-un caz unic, asta se întâmplă de obicei peste tot în lume. În orice situație, ba e o făcătură politică, ba a fost vânat din diferite motive, el era un om care spunea lucrurilor pe nume, nu-l aveau la suflet unii, mereu se va merge pe chestiunea asta, astfel încât până la urmă se vor amesteca pistele. Și nimeni nu m-a mai ști cu siguranță, bun, e o decizie de justiție, dar justiția tot a oamenilor. Da? Poate să fie și o eroare, va fi condamnat sau nu. N-are importanță, pentru că niciodată nu va dispărea această bănuială. Sepp Blatter, de exemplu, care a condus cu o mână de fier și care a ticăloșit lumea fotbalului în ultimul hal, n-a avut niciodată o astfel de măsură deasupra capului, să fie radiat pe viață. Deși, ai să fii serios, dacă pe Blatter astăzi îl radiez pe viață, e o frecție la un picior de lemn, că el are peste 80 de ani. Păi nu poate și el, din cât a furat, să trăiască 20 de ani? Că mai mult de 100 mă gândesc că nu o trăi. Și chiar dacă trăiești după 100 de ani, nu mai ai nevoie de bani. Că te duci la un sanatoriu, te duci la un azil și stai acolo. Sigur că și ăla se plătește, dar păi plătești rudele dacă nu.
Mai ai și tu pe cineva, probabil. Deci, cu siguranță nu mai ai nevoie de bani la o asemenea vârstă. N-are Sepp Blatter de trăit încă 20 de ani din cât a ciordit. Se pare puțin probabil. Deci, printre altele, vă reamintesc că actualul președinte al UEFA, Michel Platini, este bănuit că ar fi primit o sumă suspectă. E vorba de faimoasa sumă de acum de 1,8 milioane de euro în data în 2011, da? Din partea unui omolog de al său de la conducerea FIFA, da? Sigur, și Blatter i-a amestecat și că în această șbecherie, printre altele. Și de aici îi se trage toată tărășenia. De aici este considerat Platini marele țap ispășitor. Acum o să vedem exact ce înseamnă asta în zilele următoare, pentru că deocamdată suntem la nivelul astăzi a fost confirmată această știre, cum că se cere din partea Comisiei de Etică excluderea lui definitivă din sport. Da? Deci, ca în cazul unui ciumat, Platini se cere excluderea sa din sport. Așteptăm să se facă publică această hotărâre. E clar că există o voință de a distruge, a concluzionat avocatul său. Cad măștile una după alta la FIFA. Și asta e o expresie care, într-adevăr, trebuia să fie folosită mai devreme. Este o instrumentalizare a unui calendar electoral și a unei strategii de eliminare definitivă, deci, a candidatului Platini. Până în prezent, doar americanul Chuck Blazer, Trinidad Tobaghezu Jack Warner și catarezul Mohamed Bin Hammam, de asemenea și srilanchezul Vernon Manilal Fernando, au fost suspendați pe viață și ei implicați în imensul scandal de corupție, de spălare de bani în cadrul FIFA și de asemenea în alte afaceri. Deci aceștia au fost totuși suspendați pe viață, dar nu sunt niște nume grele, ci reamintesc: Chuck Blazer, american; Jack Warner, Trinidad Tobago; Mohamed Bin Hammam, Qatar; și Vernon Manilal Fernando, Sri Lanka. Ăștia ar fi fost curățați definitiv. Dacă, sigur, numele lui Platini s-a adăugat la această listă, intrăm într-o altă categorie. Adică e vorba de categoria greilor, în care doar Avelanj, Johansson, Blatter, Ayatou, spuneam mai devreme, ar avea ce să caute. Bun, și încet, încet, sigur, ajungem și la Liga Campionilor. Astăzi, după cum știți, este seară de foc, etapa 5-a din Champions League. 8 partide în program, 6 dintre ele sunt televizate pe Dolce Sport. Doar 2 meciuri nu sunt astăzi la TV. Arsenal, Dinamo Zagreb și Lyon, Gent, amândouă de la 21:45. Sport.ro transmite Barcelona-Roma, meci interesant, evident, meci dublu televizat la noi și de Dolce Sport 1 și de Sport.ro. 2 partide sunt de la ora 19, bate Borisov Leverkusen și Zenit Sankt Petersburg Valencia. O să vorbim despre această situație, grupă cu grupă. Se joacă de la grupa E în jos astăzi, este penultima etapă în Liga Campionilor. Și avem în grupa E Barcelona-Roma, într-un moment de euforie pentru Barça, cu Messi, am văzut, anunțat mai multe minute pe teren decât a făcut-o cu Realul. Asta ne însemnând că va fi 100% titular. Roma nu vine după o perioadă extraordinară. Rudy Garcia a pierdut 2 puncte în ultima etapă la Bologna. Pentru Roma meciul este foarte important, pentru Barça nu chiar atât. Barça are deja 10 puncte, un singur punct o califică pe Barcelona fără discuții mai departe. AS Roma, dacă reușește să scoată un punct, evident că ar fi aur. În celălalt meci bate Borisov, urmând să joace acasă cu Bayer Leverkusen. Orice este posibil în această grupă. Dați seama, dacă Leverkusen bate în Belarus, bate la bate, s-ar duce la 7 puncte și ar devansa-o pe Roma clar, indiferent de rezultatul Romei, doar dacă Roma ar bate la Barcelona, puțin probabil.
Barça nu este matematic calificat, atenție, deci dacă pierde, ea încă poate teoretic să fie eliminată. Așa că acest scenariu este puțin probabil. Barça, care nu s-a omorât cu firea deloc în această grupă. Vă reamintesc un 1-1 chinuit la Roma, 2-1 chinuit acasă cu Leverkusen, au bătut la Bate 2-0 și 3-0 acasă cu Bate. N-au jucat mare lucru până acum, dar sunt lideri cu 5 puncte avans. Fără să forțeze, sigur că au nevoie măcar de un punct în seara asta pentru a liniști definitiv soarta calificării. Cu 11 puncte, Barcelona ar fi asigurată cu locul întâi în grupă. Atenție, pentru că Roma ar face 6, n-ar mai fi decât un singur meci de jucat, iar Leverkusen ar face 7. Deci lucrurile ar fi jucate, Barça îi convine egalul, Romei însă nu neapărat, pentru că dacă Leverkusen câștigă, Leverkusen va avea avans de un punct înaintea ultimei runde și sigur că acolo se poate întâmpla orice. Leverkusen va juca în ultima rundă cu Barcelona acasă. O echipă deja calificată, pot să pună șaua pe ei nemțelăi și atunci sunt calificați. Deci dacă Roma nu câștigă la Barcelona și ei bat astăzi în Belarus, dar nici Bate Borisov, evident, nu e eliminată. Pentru că în cazul cel mai obișnuit, Barça să câștige cu Roma, iar ei dacă bat acasă pe Leverkusen cu 1-0, sunt pe locul 2. Cu o etapă înainte de final. Și atunci ar avea soarta în propriile mâini. Ceea ce ar fi într-adevăr fabulos. E adevărat că în ultima rundă a jucat cu Roma. Șansele sunt reduse, că joacă în deplasare la Roma, în ultima etapă bate Borisov. După ce acasă, vă reamintesc, i-au bătut pe romani cu 3-2. Dar chiar și așa, chiar și așa, deci ei ar fi lideri, ar ocupa poziția a doua, că de locul întâi nu se mai pune problema, ar ocupa poziția a doua după 5 etape într-o grupă cu Barcelona, Roma și Leverkusen. Există această posibilitate. Deci o grupă complicată în care oricine încă poate să pretindă măcar la poziția a doua. Trecem la grupa F, unde Bayern München are astăzi de îndeplinit în mod normal o formalitate, un meci acasă cu Olympiacos Pireu. Da. Chiar dacă cele două echipe sunt după 4 etape exact la egalitate, 9 puncte, fiecare a câștigat 3 meciuri și a pierdut 1. Bayern München are un golaveraj plus 10, Olympiacos are golaveraj 0. Deci aici se face marea diferență, dar oricum Bayern la egalitate cu Pireu după 4 runde, Olympiacos într-o poziție de invidiat, este ca și calificată pentru faza optimilor, nu că s-ar fi, că s-ar produce o premieră, nu, Olympiacos s-a mai calificat din faza grupelor, dar oricum să treci de Arsenal este aproape imposibil, știm legenda Ligii Campionilor, chiar și dacă pierde astăzi la München cu 15-0 Olympiacos, cum ar fi normal, tot nu s-ar întâmpla mare lucru, pentru că ei ar rămâne cu 3 puncte avans față de Arsenal înaintea ultimei runde. Asta în cazul în care Arsenalul câștigă acasă astăzi cu Dinamo Zagreb. Meciul nu apare aici trecut pe lista celor de la Gazeta pentru că nu este televizat. Arsenal Dinamo Zagreb, obligatoriu sigur pentru englezi să câștige și să se apropie la 3 puncte de Pireu. În ultima rundă, urmând ca Olympiacos să joace la Atena cu Arsenal. Asta este, ce ar fi 9-6 în aceste condiții, dacă sigur nu le face Bayern Pocinogu și le dă un punct celor de la Olympiacos, că atunci ar fi 10-10. Pe Bayern nu interesează, Bayern este calificată și cu egal. Singura problemă ar fi că n-are siguranța locului întâi, pe care Bayern și-l asigură dacă bate astăzi. 12 puncte față de 9 a terminat-o, că Bayern a câștigat la Pireu cu 3-0. Deci are câștigată grupa, dar dacă face egal, încă nu. Atunci ar fi 10-10. Arsenalul și Zagrebul sunt eliminate matematic, dacă Bayern și Olympiacos fac un punct în seara asta. Și putem asista chiar la eliminarea lui Arsenal, dar să sperăm că nu va fi așa. Bayern va câștiga și Arsenalul bate pe Zagreb și atunci se face 9-6. Și într-adevăr, meciul va fi pe viață și pe moarte, dar se joacă la Pireu. Iar Olympiacos își poate permite și să piardă la un scor de
0-1-1-2 și chiar la un scor poate de 2-3 în funcție de rezultatele de astăzi. Deocamdată Arsenal are minus 4 gol averajele, Olympiacos 0. Deci depinde. Că Bayern nu pierde, Olympiacos pierde la Bayern cu un singur gol diferență, de exemplu, încă sunt șanse să poată să-și permită să piardă și cu 3-2. Iar Arsenalul bate tot cu un gol pe Dinamo Zagreb, atunci pot să piardă și cu 2-3 în ultima rundă pe teren propriu. Deci șansele ca Arsenal să se califice sunt în mod normal de 1%. Ar trebui ca Bayernul să nu blătuiască cu Olympiacos. În fotbal este mereu riscul ăsta. În al doilea rând, ar trebui, deci, ca Bayern să-i bată pe Olympiacos pe bune, Arsenalul să câștige acasă cu Dinamo Zagreb, iar în ultima rundă Arsenalul să bată la Pireu la 2 goluri diferență. Astea sunt condițiile în care s-ar mai putea califica englezii mai departe. Cred că niciodată n-a fost Arsenal într-o situație mai complicată decât acum. Bun, o să vorbim și despre grupele G și H după o pauză publicitară. Ne întoarcem. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Dar de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Ne-am întors în direct, dragi prieteni. Grupa G în Liga Campionilor. Sunt două meciuri și aici interesante. Astăzi am două, de altfel, televizate de Dolce. FC Porto Dinamo Kiev de la 21:45 pe Dolce Sport 4. FC Porto are 10 puncte, sigur că în cazul în care obține cel puțin un rezultat de egalitate este matematic calificată cu 11 puncte. Pe lângă asta, așa, menține și prima poziție în grupă deocamdată, înainte de a juca la Chelsea. Am făcut analiza data trecută, în urmă cu două săptămâni. Nu mai are Dinamo Kiev practic nicio șansă. Deci FC Porto și Chelsea se vor califica. Este o gură de oxigen pentru Mourinho, care a reușit etapa trecută să treacă peste Dinamo Kiev cu acea victorie chinuită la Londra 2-1. Chelsea are două puncte avans și joacă pe terenul Maccabi Tel Aviv, echipă care a pierdut 4 meciuri și n-a marcat decât un singur gol până acum. Șansele ca Maccabi să încurce pe Chelsea nu sunt foarte mari. În cazul în care Chelsea se impune, sigur, cu 10 puncte, a scăpat definitiv de Dinamo Kiev. În primul rând că Kievul ar trebui în aceste condiții să câștige la Porto, altfel este eliminată. În cazul unui egal ar fi 11-10-6, ar mai rămâne un singur meci de jucat. În cazul în care Dinamo Kiev bate la Porto, atunci lucrurile se complică pentru FC Porto foarte rău. Chelsea ar ajunge la 10 puncte ca și Porto, Dinamo Kiev ar fi la 8, adevăr ar fi o situație extraordinară, dar în ultima rundă Chelsea are acasă cu Porto, deci ar avea toate șansele chiar să câștige grupa în acele condiții. N-ar fi însă evident, sigur, pentru că Chelsea, sunt de acord, poate să fie bătut acasă de FC Porto la cât de prost joacă acum. Dar chiar și un rezultat de egalitate ar duce la 11 puncte. Ar putea să avem un 11-11-11 în acea situație, pentru că Dinamo Kiev, e adevărat, joacă acasă cu Tel Aviv în ultima rundă. Deci dacă ar bate la Porto, ar putea să ajungă la 11 puncte. Cât ar face și Chelsea dacă ar termina la egalitate cu Porto, ar fi un clasament în 3 foarte complicat, pentru că Maccabi Tel Aviv n-a luat niciun punct în grupă și se scontează că nu va lua niciunul, deci nu se scad punctele cu ei și ar fi doar un clasament între cele trei. Dar mă rog, nu suntem încă acolo. Vom face aceste calcule cu o condiție: Dinamo Kiev să bată în această seară pe terenul FC Porto, pentru că altfel nu se poate ajunge această situație. Deci nu-i văd pe chieveni capabili de acest rezultat. Porto are prea mare experiență, are calificarea în mână. Chiar și locul întâi în grupă este la dispoziția lor, în mod evident. Rezultatele directe dintre Porto și Chelsea, ia să vedem, 2-1 a bătut Porto acasă, deci nu teribil. Chelsea îi poate face, dacă îi bate cu un simplu 1-0 în retur, îi poate depăși.
în ultima rundă este meciul Chelsea-Porto. Runda a doua este totdeauna și a șasea în Liga Campionilor. 3 și 4 merg împreună, 2 merge cu 6, 1 merge cu 5. Deci așa sunt făcute în fiecare grupă. Ok, o să vedem, dar în principiu nu cred să fie vreo problemă în acest sens. FC Porto și Chelsea vor merge mai departe. Și în fine ajungem la grupa H, unde Zenitul joacă de la ora 19 cu Valencia, după ce a câștigat primele 4 meciuri din grupă. Zenitul are 12 puncte, este un bilanț incredibil acesta. Nimeni nu cred că se aștepta la așa ceva. Nu mai este nicio altă echipă în Liga Campionilor în momentul de față care să fi câștigat 4 meciuri din 4. Calificarea, sigur, celor de la Zenit este deja asigurată. Ei joacă cu Valencia acasă. Ce-i mai interesează? Locul întâi în grupă este și el practic asigurat. Vă reamintesc, Zenitul a câștigat la Valencia cu 3-2. Deci, chiar și în cazul unei înfrângeri astăzi cu Valencia, la un gol diferență, chiar și cu 3-2, Zenitul are asigurat locul întâi în grupă. Doar dacă Valencia ar bate la 2 goluri la Sankt Petersburg, sigur că e posibil. Depinde de starea terenului, de Valencia e o echipă superioară Zenitului, poate bate cu 2-0 acolo, nici atunci n-ar fi nicio dramă, sigur. Zenitul ar rămâne cu 3 puncte avans față de Valencia înaintea ultimei runde, rundă în care Zenitul ar juca pe terenul lui Ghent. Păi ce, nu poate să scoate un punct acolo? Scoate un punct acolo și ajunge. Deci chiar dacă astăzi ar pierde cu Valencia la 2 goluri diferență. Atenție, dacă pierd cu un gol diferență astăzi Zenitul, atunci au câștigat deja grupa. În cazul unui 0-1 sau 1-2, ei sunt deja câștigătorii grupei, având 3 puncte avans față de Valencia și rezultatele generale superioare. Așa, se mai dispută aici, sigur, Valencia de la distanță își dispută locul 2 cu Ghent și într-o mai mică măsură cu Lyon. În cazul în care, sigur, Valencia se impune la Sankt Petersburg, că e posibil să fie un blătuț 0-1 sau 1-2, dacă se întâmplă, atunci Zenitul și-a câștigat grupa, iar Valencia este practic asigurată cu locul al doilea. Ar avea 9 puncte, pentru asta ar trebui ca Ghentul să bate la Lyon. Puțin probabil, cred că a venit și vremea ca Lyon să câștige un meci în actuala ediție în Liga Campionilor, că sunt foarte puține echipe care n-au bătut pe nimeni. În cazul în care Lyon bate, trece peste Ghent la general, pentru că a fost 1-1 în Belgia, deci ar fi 4-4 la puncte, Lyon ar avea avantajul meciurilor directe, urmând ca în ultima rundă Lyon să joace la Valencia și să vadă dacă mai poate să obțină ceva acolo. Ghentul urmând să joace acasă cu Zenitul. Mai mari șanse pentru Ghent, oricum. Deci chiar în cazul în care Lyon îi căpăcește astăzi pe Ghent, îi bate rău, probabil. Degeaba, 4-4 vor fi la puncte. În ultima rundă au jucat la Valencia, Lyon. Păi nu le dau nimic, asta este evident. N-au niciun motiv. Ghent însă poate acasă cu Zenitul să câștige fără probleme. Deci Lyon este, după părerea mea, în proporție 80% eliminată din Liga Campionilor, ceea ce este într-adevăr o palmă bine meritată pentru porcul ăsta de Jean-Michel Aulas. O palmă bine meritată. Ăsta cu ștreangul de gât ar merita să sfârșească impostorul ăsta. Să-l curățăm odată, măcar aici ar avea o pierdere substanțială de mălai cu ieșirea din Liga Campionilor. Deci suspans minim în această grupă H, care oricum nu interesează pe prea multă lume. Zenitul însă a treierat pur și simplu totul în cale. Vă reamintesc rezultatele: 3-2 la Valencia, o victorie imensă, 2-1 acasă cu Ghent, au fost slabi, 3-1 acasă cu Lyon, victorie netă, și câștig iarăși în deplasare la Lyon 2-0. Și-au măcelărit pe Lyon, le-a dat 5-1. Zenit Sankt Petersburg calificată fără probleme, fără dubii, mai departe. Mâine sigur vom vorbi despre celelalte partide care au loc în Liga Campionilor. Astăzi avem
ca să continuăm cu fotbalul, o mini-etapă în Ligue 2 în Franța, pentru că meciurile au fost unele dintre ele amânate la un moment dat din cauza situații tensionate din țară, altele au fost amânate pentru că trebuiau să facă loc unor meciuri de cupă, turul 7 al Cupei Franței, unde intră echipele de Liga a doua. Meciurile au fost perturbate în Île-de-France, adică în zona pariziană, tocmai din cauza interdicției de a se juca fotbal și de a se aduna lumea în masă într-un loc public. Așadar, astăzi avem, fără să vrem, o mini-etapă în Ligue 2, 5 meciuri de la ora 21, un campionat în continuare foarte interesant. Bourg-Péronas joacă cu Paris Football Club. Bourg-Péronas, atenție, nou promovat în Ligue 2, va juca în Cupa Ligii în optimile de finală cu OM pe teren propriu, chiar la Bourg-en-Bresse, de unde este ea. Deși pe teren propriu în Ligue 2, Bourg-Péronas nu joacă la Bourg-en-Bresse, ci la Guignon. Guignon este o localitate undeva la 150 de kilometri de Bourg-en-Bresse. Și în fiecare etapă, spectatorii și stafful, bineînțeles echipa, fac această deplasare de la Bourg-en-Bresse, unde este sediul clubului și unde se pregătesc, până la Guignon, ca să-și susțină meciurile de pe teren propriu. Nu s-a găsit o altă soluție, altfel echipa n-ar fi putut să joace în Ligue 2. Dar la acest meci cu OM în Cupa Ligii, care se va juca în 16 decembrie, miercuri 16 decembrie, în optimile de finală, se pare că s-a făcut această derogare. Sunt înnebuniți cei de la Bourg-en-Bresse să intre și ei în istorie, chiar cu un stadion vetust care nu poate să adăpostească mai mult de 10.000 de spectatori. Vor să joace acasă cu OM. Probabil că va fi zăpada cât casa acolo, pentru că Bourg-en-Bresse este o localitate în Allier, undeva aproape de Alpi, nu foarte, foarte departe, și este o zonă unde se ninge acolo. Deci e posibil ca Marseille să își lase leșul, evident, la Bourg-en-Bresse, o echipă țapănă de Ligue 2. Nu suntem favoriți absolut deloc la acel meci de cupă acolo, ne urcă pe garduri aia, își bat joc de noi. La capitolul motivare, OM a mai jucat toată cu Bourg-en-Bresse în cupă și atunci, în urmă cu puțin timp, vreo 3 ani, 3-4 ani, când Didier Deschamps era antrenor la OM, e bine, bineînțeles că meciul prin tragere la sorți urma să se joace tot la ei, dar nu s-au găsit soluții și s-a amânat odată din cauza vremii, a doua oară n-au mai reușit să se adune și regulamentul spune în Franța că dacă îți trece timpul, e ca la basket cu atacul, ți-a trecut timpul, trebuie să lași mingea din mână. Nereușind să organizeze cei de la Bourg-en-Bresse meciul acesta, a avut loc pur și simplu pe velodrom. Știu că a fost televizat la noi, nu mai țin minte dacă l-a dat Digi sau Dolce, dar l-am văzut într-o după-amiază, s-a jucat pe un teren desfundat, la vreme urâtă, și la Marseille am bătut cu 3-1. În orice caz, Brandao a marcat, Amalfitano de asemenea, în fine, era Deschamps antrenor, i-am bătut cu 3-1 după ce am condus cu 3-0, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. În orice caz, a fost o victorie lejeră a lui OM acasă cu ei, în condiții dificile, că sigur, echipa de atunci în Liga 3-a, Bourg-en-Bresse, era net mai motivată decât OM. Cei veniseră să facă meciul vieții lor, pe noi ne durea în șpiț. Că asta se întâmplă în Franța, de regulă, la astfel de partide. Dar acum nu se pune problema. Bourg-en-Bresse, Paris Football Club, în această seară, în Ligue 2. Gazdele sunt pe 10, n-a mai câștigat de 3 meciuri, a venit momentul să bată pe cineva. Paris FC are un bilanț catastrofal, este nou promovat în Liga 2, o victorie în 14 partide, dar atenție, 10 rezultate de egalitate. 10 rezultate de egalitate din 14 meciuri. Asta înseamnă că Paris FC, a doua echipă din capitala Franței, n-a pierdut decât 3 meciuri în 14 etape. Interesant acest meci. Pentru pariori este aur curat să joci Bourg-en-Bresse, Paris FC. Ia să vedem ce cote sunt. 2.15 pentru gazde, 3.05, respectiv 3.60 dacă bate Paris FC.
Alt meci de la ora 21, Lens Niort. Două echipe prost plasate, Lens pe 13, are totuși două victorii la rând. Atenție, a bătut acasă pe Nancy și a câștigat la Auxerre. Sunt în revenire de formă, Lens, locul 13. Antrenor este tot Antoine Comboare, să știți, încă n-a renunțat. Niort n-a pierdut nici ea în ultimele 3 meciuri, are doar 2 victorii în 14 etape. Așa e în Ligue 2, să câștigă greu. Deci meci interesant și ăsta. Apoi Red Star Athletic Ajaccio. Asta este un coșmar, bineînțeles, pentru ambele echipe. Red Star, locul 5 în clasament, nou promovată, are 3 victorii consecutive după ce a început lamentabil sezonul și a revenit încet, încet. Aceste 3 victorii la rând au propulsat-o pe 5. Au bătut la Auxerre 1-0, au bătut acasă 2-1 pe Clermont Foot, care sunt antrenați în continuare de o femeie, Corinne Diacre, și au bătut la Paris FC cu 1-0 în ultima etapă, derbiu francilien, adică al suburbiilor pariziene. Athletic Ajaccio, echipa far din Ajaccio, este penultima în clasament, 2 victorii în 14 meciuri, o situație dramatică pentru corsicani, nu numai că nu au șanse să promoveze imediat după ce au retrogradat, dar sunt șanse să se ducă în Liga 3-a în momentul de față. Au câștigat totuși în ultima etapă acasă cu Bur 2-0. Red Star Ajaccio, așadar, îi văd pe cei de la Red Star capabili să-i căpăcească pe corsicani. Sochaux-Laval, meci mare de tot, între două echipe aflate și ele în vrie. Sochaux este pe 17, chiar dacă a câștigat ultimele 2 meciuri cu Evian și în deplasare la Nîmes. Laval, după un start bun de sezon, a coborât pe locul 14, n-a mai câștigat de 4 meciuri. Este o situație destul de dificilă. Un club istoric, Stade Lavalois, absolut istoric. Ei sunt un fel de Gloria Bistrița, să zic așa, o localitate mică în Franța, Laval, aproape de negăsit pe hartă, în Mayenne, undeva între Bretania și țara Loarei, Valea Loarei, și undeva în zona aia, la capătul Văii Loarei și cum te duci spre Bretania, o localitate mică, spectaculoasă, Lavalu, o echipă însă de fotbal ținută Dumnezeu știe cum, de ani și ani de zile. În anii 80, Lavalu juca prin cupele europene. A avut o echipă mare de tot la un moment dat. Se bătea la primele 5 locuri în Liga. Până la urmă au retrogradat, au ajuns la un moment dat și în Liga 3-a, dar niciodată n-a murit fotbalul la Laval. Niciodată. Este cea mai puțin mediatizată echipă, cred că și în Ligue 2. Aproape necunoscută. Tango et Noir, cum sunt numiți ei, adică portocaliu și negru. Astea sunt culorile tradiționale ale lui Laval. Meci greu în seara asta, Sochaux favorită să-i bată. Așa. Și mai avem Valenciennes cu Nîmes, iarăși un meci al suferinței și ăsta. Valenciennes este pe 15, a câștigat un singur meci în ultimele 5 etape, vai de mama lor, iar Nîmes este ca și retrogradată, n-are decât 4 puncte, asta pentru că a plecat cu un handicap de 8 puncte ca urmare a unei decizii federale. Nîmes fusese retrogradată administrativ sezonul trecut, a făcut apel, până la urmă a fost menținută în Ligue 2 și a plecat din start cu minus 8 puncte, puncte pe care nu le mai poate recupera, decizia este definitivă, și nu a reușit să acumuleze decât 4 puncte. A făcut 12 puncte, dar cum i s-au luat 8, n-au decât 4 puncte. Mai mult decât atât, José Pascualetti, antrenorul corsican al Nîmes, a demisionat în urmă cu câteva zile, după victoria în Cupa Franței a celor de la Nîmes în turul 7 al cupei, s-au calificat în turul 8, așadar Pascualetti a renunțat. Inițial s-a spus că din motive de sănătate, apare că nu mai putea, cauza stresului. Nîmes, spuneam, ca și retrogradată, Liga 3-a pentru ei înseamnă sfârșitul, așa cum foarte multe echipe din sudul Franței au murit. Toulon, Martigues, Istres, Cannes nu mai există practic, sunt la nivel de amatori. Arles-Avignon s-a desființat, a murit definitiv această echipă, nu mai există niciun fel de eșalon.
Deci toate echipele din sud, în zona aia, nu mai vorbesc de Set, o localitate aflată nu departe de Montpellier, care a fost campioana Franței în anii 40, în anii 30-40. Set a câștigat de două ori titlul de campion, a jucat o finală a Cupei Franței cu OM, pierdută cu 3-0 în 1918. În vremurile alea jucau ei finale de cupă. Bine, nu mai există de mult această echipă. Cam asta pare să fie și soarta lui Nîmes Olympique. Dacă vor retrograda din Ligue 2, și nu-i văd cum se pot salva, în momentul de față sunt la 10 puncte de salvare, ei ne câștigând decât două partide din 20. Sper că v-am stârnit totuși cât de cât interesul pentru această senzațională Ligue 2, de campionatele cele mai interesante ca disecție, adică pentru pariori. Rare sunt campionatele unde incertitudinea e atât de mare. Acum, mai puțin în ceea ce privește echipele care se bat la promovare, că nu le-am pomenit, pentru că nu au meciuri astăzi. Nancy, Dijon și Metz sunt primele trei, s-au cam instalat acolo. Există această tendință în fotbalul francez de ligile inferioare. Cei care încep ca din pușcă sezonul îl sfârșesc de obicei la fel de bine. Ăștia s-au instalat de devreme în frunte, Nancy, Dijon și Metz, și par să fie scăpați în câștigători. Ieri Le Havre a făcut egal acasă 0-0 cu Brest. A pierdut Le Havre două puncte mari. Dacă ar fi câștigat, s-ar fi putut apropia de podium. Așa îi lipsesc 3 puncte până la locul 3, e mult. Chiar dacă nu s-au jucat decât 15 etape din 38, e mult. 3 puncte contează chiar și în Liga a doua franceză. Etapa viitoare, Metz joacă acasă cu Bourg-Péronas, Le Havre joacă la Nancy. Nancy este liderul clasamentului, echipa antrenată în continuare de vașnicul uruguaian Pablo Correa, care a plecat la un moment dat de la Nancy, dar s-a întors. Ăsta era la Nancy și pe vremea când Loți Bălăni conducea această echipă. Correa a fost secundul lui Bălăni o vreme îndelungată. Are în total vreo 14 ani de antrenat la Nancy, acest uruguaian. Dumnezeu știe cum de s-a înfipt în zona aia și n-a mai plecat. El a fost fotbalist profesionist de Liga 1, a jucat și la Nancy, dar asta nu înseamnă că trebuia să rămână neapărat acolo. Echipa lui, care a avut multe dificultăți în ultimii ani, până la urmă se pare că a redresat busola. Mi-e greu să cred că poate rata promovarea și în acest an. Nancy, în orice caz, merge bine. 23-9 golaverajul, 4 victorii în ultimele 5 etape. Dijon, ăștia cu muștarul, sunt pe locul 2, o echipă care a mai fost în ligă. A luat 5-0 pe Velodrom în vremea lui Drogba și Mido. Dijon, pe vremea când Alain Perrin era antrenor la OM, între timp a retrogradat, nu prea avea ce să caute în ligă. Este o echipă foarte solidă însă de Liga a doua, acest Dijon. Iar Metz, care a căzut anul trecut, deși acum bate un pic pasul pe loc, în ultimele două etape n-a luat decât un punct, a pierdut acasă cu Auxerre în ultima etapă. Sunt și ei candidați reali, totuși Metz are o istorie de nivelul Barcelonei în fotbal. Adică este un oraș de fotbal, fraților. Și ăștia au reușit să străbată totuși timpurile. I-am comparat cu Barcelona pentru că Messi este autoarea acelui rezultat fenomenal. Poate cea mai mare surpriză din istoria cupelor europene, când în anii 80 în Cupa Cupelor au eliminat Barcelona după ce au pierdut pe teren propriu cu 4-2. Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva în fotbal. Au câștigat pe Camp Nou cu 4-1. În retur. Sigur că s-a spus multe atunci, s-au spus multe despre acel meci. Printre altele, Barcelona era într-o grevă, nu știu exact de ce fel. În fine, jucătorii au lăsat-o mai moale. Oricum, asta n-are importanță. Rezultatul a fost cel stabilit pe teren. Metz s-a calificat atunci în mod absolut uluitor. Este o echipă cu o mare tradiție, în acest caz, în fotbalul francez.
care a jucat și în Liga 3, sigur, a retrogradat în 2 ani, s-a dus din Liga 1 în a 3, dar după aia la fel de repede au și revenit. În 2 ani s-au și întors. Sunt greu de supus această echipă. Sunt însă formați în Ligue 2, cum ar fi Brest, de exemplu, care și-au petrecut 10 de ani în Liga. În anii 80, de exemplu, Brest era o prezență clasică. Așa? E bine, n-au mai promovat de o grămadă de timp. A fost tot felul de situații. Vă reamintesc că Angers, care acum joacă în Liga, nu mai jucase de 42 de ani în Liga. Da? Deci sunt astfel de situații în fotbalul francez, că pici și după aia nu mai apuci niciodată să revii pe prima scenă. Niort, de exemplu, a fost la fel. A avut în 1988, a terminat pe locul 2 turul de campionat. Deci în campionatul 87-88 a fost pe 2 la tur. A retrogradat la sfârșitul sezonului. Și de atunci nu s-a mai întors niciodată. Sunt mai bine de 28 de ani de atunci. N-au mai promovat niciodată. Au fost prin eșaloane inferioare 2-3. N-au murit, că dacă caz și din 3... gata, s-a terminat. Sunt pe 16 actualmente în Ligue 2. N-au nicio șansă, bineînțeles. Probabil nu se vor mai întoarce niciodată. Reamintesc cazul celebru al lui Auxerre, care după plecarea lui Giroud, mă rog, între timp Giroud s-a întors la club, este un fel de Kapellmeister pe acolo, dar nu se mai ocupă direct de echipă. Auxerre n-a mai revenit. A stat cu Giroud 40 de ani. Asta Ghiru, 42 de ani a fost antrenorul lui Auxerre, a dus-o din Liga 5 până a făcut-o câștigătoare a campionatului și a cupei în același an. A reușit dubla cupă campionat ca antrenor la Auxerre. Vă reamintesc că a ajuns până în sferturile cupelor europene. E bine, odată ce a plecat de la cârma echipei, aceasta a retrogradat și nu s-a mai întors în Ligă. Se bat acum pentru promovare, sunt pe 7, dar pare destul de puțin probabil să mai ajungă în acest an. Se joacă în momentul de față în Youth League, Europa văzută din perspectiva tinerilor, Liga Campionilor pentru Under 19. Lyon are 4-0 cu Ghent în minutul 90. Ia să vedem. Centrul ăsta de formare al lui Lyon pe cai mari. Goluri Martins, Perrin 2 și iarăși Martins. 4-0 așadar pentru Lyon. Rezultate definitive de astăzi: Zenit Valencia 0-1, Barça Roma 3-3, bate Borisov Leverkusen 1-1, Maccabi Tel Aviv Chelsea 0-4. Ia să vedem cine a marcat pentru Chelsea. 4-0 au bătut la Tel Aviv. Abraham din penalti, Wakefield, Scott și iarăși Abraham. 4-0 așadar. Bayern Olympiacos stă să se termine 0-1. Porto Dinamo Kiev de asemenea în minutul 90, 0-1. Arsenal Dinamo Zagreb este aproape de pauză, 0-0. Lyon stă să se încheie meciul 4-0 așadar cu Ghent. Clasamente în aceste grupe: Lyon este prima, are 12 puncte, nu e ca la echipele mari. Lyon și Valencia au 12 puncte, Zenitul și Ghent au câte 3. Aici, deci, sunt cu totul și cu totul alte clasamente. Chelsea 13 puncte, Porto și Dinamo Kiev câte 7, Maccabi un singur punct, Arsenalul 11, Bayern are un singur punct la Under 19, Dinamo Zagreb 8, Olympiacos 7, Bayern e eliminat de mult în această fază, Barcelona 9, Leverkusen 8, Roma 6, bate Borisov 2 puncte. Și cam așa arată aceste grupe. Între timp nu s-a mai încheiat niciunul dintre meciurile care se jucau, dar v-am spus mai devreme rezultatele definitive. Astăzi avem un turneu amical în Italia cu Milan, Inter și Bari. Meciuri așa cum le place italienilor să joace, de la ora 19, câte 45 de minute partida. Un fel de trofeu team
ăsta e. Bari Milan de la ora 19, Bari Inter de la ora 20, Bari echipă de Liga a doua. Milan Inter în vedetă de la ora 21, sfidând practic Liga Campionilor, deși meciurile se termină până să înceapă Champions League, care sunt la 21:45 pe ora României. Asta este ora clasică, nu trebuie să mai respect și meciurile de la 7. Aia e altceva. Lyon s-a terminat cu Ghent 4-0. Lyon, în orice caz, este calificată. Se bate la titlu în Youth League. Din păcate, pentru ei, echipa mare nu prea are spor. Așa, ia să vedem dacă au mai venit niște știri pe final de emisiune. Avem lista nominalizațiilor UEFA la echipa anului 2015. Pregătește și așa ceva, este o știre de pe DigiSport. Site-ul UEFA a publicat lista celor 40 de fotbaliști nominalizați pentru echipa anului. 4 portari, 12 fundași, 12 mijlocași și 12 atacanți. Ia să vedem. Se poate vota. Absolut oricine poate să voteze. Pe site-ul UEFA. Cei 40 de jucători nominalizați sunt portari: Joe Hart, Manchester City; Gianluigi Buffon, Juventus; Manuel Neuer, Bayern München; și Denis Boyko de la Nipro. Nici vorba așadar de Steve Mandanda de la OM. Fundași: David Alaba, Bayern; David Luiz, PSG; Diego Godin, Atletico Madrid; Ricardo Rodriguez, Wolfsburg; Thiago Silva, PSG; Sergio Ramos, Real Madrid; Gerard Piqué, Barcelona; Jerome Boateng, Bayern, pe care se spunea că își va prelungi contractul cu Bayern până în 2150; Leonardo Bonucci, Juventus; Giorgio Chiellini, Juventus; Dani Alves, Barcelona; și Javier Mascherano, Barcelona. Așadar, nici Enculu și nici Rekic de la OM nu sunt în această listă. Mijlocași: Kevin De Bruyne, Manchester City; Eden Hazard, Chelsea; James Rodriguez, Real Madrid; Yevhen Konoplyanka, Sevilla, fost la Nipro; Hakan Calhanoglu, Leverkusen; Arturo Vidal, Juventus; Paul Pogba, Juventus; Ivan Rakitic, Barcelona; Grzegorz Krzowiak, Sevilla, fost la Reims; Andres Iniesta, Barcelona; Claudio Marchisio, Juve; și Marco Verratti, PSG. Păi și la Sana Diara nimic. Atacanți: Cristiano Ronaldo, Real Madrid; Robert Lewandowski, Bayern; Lionel Messi, Barça; Luis Suarez, Barça; Neymar, Barça; Thomas Müller, Bayern; Zlatan, PSG; Sergio Aguero, Manchester City; Antoine Griezmann, Atletico Madrid; Alexis Sanchez, Arsenal; Alvaro Morata, Juventus; și Gareth Bale, Real Madrid. Cei de la digisport.ro au ales echipa tip, și anume, din punctul lor de vedere, Buffon, Chiellini, Piqué, Alaba, modestă linie de fund, Iniesta, Vidal, Pogba, Konoplyanka, Neymar, Lewandowski și Luis Suarez. Fără Messi, fără Ronaldo, se pare că da, fără Zlatan. E, în atac, după cum ați remarcat, nici Batshuayi, nici Enkudu. Deci OM n-are niciun reprezentant, trebuie să mai citesc o dată. N-avem, bă, pe nimeni, deși suntem pe 12 în campionat. Se pare că nu. Jucăm cu Groningen joi în Europa League de la 21:05. Arbitru va fi un leton. Am avut parte numai de marca Valerii Fluierului până acum. Ne-a arbitrat un ucrainean la Groningen în primul meci. După un rus acasă cu Libereț. Alexandru Tudor la Braga în etapa 3-a și un turc acasă cu Braga în etapa 4-a. Acum ne arbitrează un leton în etapa 5-a cu Groningen și jucăm în etapa 6-a la Libereț, în calificarea pe masă. În mod normal, OM, dacă bate pe Groningen, care e eliminată matematic și n-are voie să deplaseze suporteri în cazul de față, situația din Franța nu permite suporterilor olandezi cel puțin să facă deplasarea, nu
nu se admite așa ceva, deci Groningen va veni fără spectatori. Nu se anunță mai mult de 10.000 de oameni la meci, se va juca iarăși cu peluzele închise. Ăia eliminați, mă, normal putem să punem șaua pe ei, mă gândesc. În cazul în care batem, suntem dependenți doar într-o oarecare măsură de rezultatul Braga-Liberec, pentru că, indiferent de scorul, OM va fi în primele două, dacă câștigă. Și atunci, dacă Liberec nu bate la Braga, ne trebuie egal în Cehia în ultimul meci. Dacă Liberec ar bate la Braga, ceea ce pare puțin probabil, chiar dacă Liberec a câștigat până acum cele două deplasări și la Marseille și la Groningen, a bătut cu 1-0 de fiecare dată pe final, dacă Liberec bate la Braga, atunci trebuie să câștigăm în Cehia în ultima etapă și suntem calificați. Deci oricum cu două victorii ne calificăm obligatoriu, indiferent de ce se întâmplă. OM, chiar dacă este pe 3, nu poate să rateze calificarea dacă se impune în ambele meciuri. Dar în principiu 4 puncte ne ajung, pentru că Liberec nu va face, nu va câștiga la Braga, evident. Aia nu poate să le dea meciul, că dacă le dau meciul, atunci riscă să fie ei eliminați. Și evident că ar trece pe 3 Braga dacă ar pierde acasă cu Liberec și OM ar bate pe Groningen. Nu le-ar conveni. Marseille este peste Braga la rezultatele directe. Asta e important. Am pierdut 3-2 acolo, i-am bătut acasă 1-0. Plus că și la gol averaj, dacă noi batem pe Groningen și ei pierd cu Liberec, îi depășim și acolo. Deci ei ar merge la Groningen în ultima etapă din postura locului 3. Nu le-ar conveni această chestiune. N-au cum să piardă acasă cu Liberec și atunci nouă ne trebuie egal în Cehia în ultima etapă. Ne ducem cu autobuzul în poartă, să stăm în poarta ălora. O minune, sigur, la Liberec, adică să nu ne bată gazdele. Bun, deocamdată Rădoi este antrenorul Stelei, asta vreau să-i asigur pe toți steliștii, sunt vești bune dinspre Steaua, da? Să sperăm că Rădoi nu va pleca niciodată de la Steaua. Și de asemenea o veste bună de la Iași. Iași Prunea îl apără pe Nicolo Napoli, antrenorul implicat în scandalul pariurilor. Napoli m-a asigurat că 300% nu este implicat. Deci eu fi având nevoie de 300%. Deocamdată Nicolo Napoli este antrenorul lui Poli Iași și al lui CSMS Iași, cum se numește ea. Este o veste bună și asta. Și că Reghe s-a întâlnit cu Meme, cum arată managerul Stelei după 20 de luni de pușcărie. Cum arată? Asta e o imagine aici cu Meme? Cum ai că s-a întâlnit cu el? Dar ce, Meme e liber? Arată bine. Fără mare tam-tam, Meme Stoica a petrecut alături de familie, dar a profitat de puținul timp liber și pentru a-și întâlni câțiva prieteni. Așa, profita de câteva zile libere pe care le-a primit din partea celor de la penitenciarul Rahova, acolo unde este încarcerat. Arată bine. E un dulgher de cinste. Cred că chiar mai bine un pic decât Regekampf. A fost condamnat la 3 ani și 6 luni de pârnaie în martie 2014 și speră să poată ieși condiționat anul viitor, în februarie. O duce bine la cum arată. Las că nu o fi foc. Mai stai un pic în pușcărie și nu o fi foc, mă, Meme. Nu e nevoie de tine aici. Rămâi acolo că ești foarte bine. Fraților, ne reauzim în principiu mâine. Toate bune!